Bun găsit la o nouă ediție Doar aici la Omen TV. Eu sunt Flavia Apostol, iar vara aceasta îmi doresc o piele ciocolatie, aromie. Despre asta vom vorbi în ediția de astăzi și o să aflăm cum putem obține acest bronz la care acum doar aspirăm. Am venit așadar la Terra Beauty Salon și deja simt eu că încet, încet o să ajungem acolo unde ne dorim. În doar câteva secunde, Doar aici la Omen TV, o să aflăm cum ne putem bronza eficient vara aceasta. Am venit să ne bronzăm astăzi, dar vrem să o facem inteligent și să nu avem probleme mai târziu. Vlad Daniel este astăzi alături de mine, manager Salon Terra Beauty. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Eu am apreciat încă de la început, de când v-am descoperit solarul vostru și de aceea ți-am lansat această invitație de a discuta puțin despre cum trebuie să ne bronzăm. Pentru că, știi, există multe mituri, multe idei preconcepute, poate unele sunt și adevărate. Vreau să-mi dai tu câteva reguli, așa, la începutul discuției noastre, de care trebuie să ținem mereu cont. Sigur. Niciodată nu trebuie să intrăm în solar machiate, să folosim produse cosmetice, putem păta tenul, nu trebuie să purtăm bijuterii, nu trebuie să facem plajă înainte de solar și după, nu trebuie niciodată, dacă avem arsuri pe corp, să intrăm în solar, să încercăm cât posibil să astupăm alunițele printr-un plasture. Adică o atenție minimă. O atenție minimă, da. După solar, dacă să zicem, am venit, am astupat și alunițele, deci am avut grijă cu absolut tot ce mi-ai zis tu. După solar mai trebuie să fac ceva? Mai trebuie să am grijă? După solar nu trebuie să facem duș două ore, două, trei ore, cel puțin, și să încercăm să-l protejăm și să-l hidratăm. Ok. Știu că mi-ai spus tu de prima dată de când am venit la tine, tu mi-ai oferit o pereche de ochelari. De ochelari. Și eu ți-am zis că aveam lentile cosmetice și am zis, lasă, este suficient. Sunt suficiente lentile? Nu, tot timpul trebuie să protejăm ochiul de lumina solarului. Deci cu ochelarii... Cu ochelarii de protecție tot timpul. Pe care voi, ca salon, îi furnizați clientului. Sigur. Am înțeles. Hai să zicem acum, presupunem că intru pentru prima dată în salon. Cam la ce frecvență ar trebui eu să fac ședințele? Eu recomand să începem cu un minim de 3 minute, deoarece solarul este destul de puternic și dacă nu am mai făcut plajă sau nu am mai făcut solar în timp îndelugat, este cel mai bine să începem cu un minimum de minute. Și recomand ca la fiecare ședință să creștem intensitatea minutelor. Nu trebuie făcut zilnic, solarul recomand să se facă la două zile. Da, deci o zi da, un an. Sigur. Adică dacă vin astăzi, vin poimine, poimine și tot așa, și tot așa, până ajung la nuanță, la nuanța, la culoarea dorită. Sigur. Când am ajuns la culoarea aceea, ciocolatie, cea pe care mi-o doresc eu, ce fac? Atunci. Recomand o ședință pe săptămână de minimum 15 minute. Deci cam 15 minute, 20, o dată pe săptămână, sigur. Este absolut suficient. Da? Eu o să vreau să vedem și aparatul pe care voi aici îl aveți. Eu mă simt tare bine de fiecare dată când vin la Terra Beauty. Dă-ne, te rog, și câteva date de contact, ca să știe cele care ne privesc unde să vă găsesc. Sigur. Salonul nostru este situat pe calea Dorobanților numărul 51, aproape de Piața Romană. Vă așteptăm cu drag. Deci se ajunge și foarte ușor. O să-mi prezinți solarul, aparatul? Sigur. Da? Bun, păi eu vreau neapărat să le arăt ca să vadă și ele unde fac eu solar. Revenim în câteva momente ca să vedem acest aparat de bronzare și să aflăm și câteva date tehnice. Revenim imediat la Omen TV. Așa
cum vă spuneam și înainte de generic, am intrat în cabina de bronzare lângă solar. Manager de salon Terra Beauty, Vlad Daniel, este în continuare alături de mine. Bun, acesta este aparatul. Haide, spune-ne câteva Sigur. Cuvinte despre el. Pe scurt, deținem un aparat Megasun de ultimă generație, cred că cunoscătoarele știu cel mai bine, solarul vertical. Uh-huh. Noi schimbăm periodic lămpile. Ceea ce înseamnă că este puternic mereu. Este foarte puternic. Uh-huh. Adică aveți grijă și nu exagerați cu minutele, pentru că este un aparat nou, neoanele sunt schimbate. Și cum este, întotdeauna când intri într-un salon, ai tendința să crezi că nu funcționează. Că nu funcționează. Și zici, ai, lasă, să iau 20 de minute. Nu, eu zic întâi să încercați, pentru că o să vedeți că este puternic și o să fie pe placul vostru, vă zic eu din experiență. Așa, știi că ți-am spus încă de când ne-am întâlnit noi prima dată că eu apreciez aparatele verticale tocmai pentru că te poți bronza, te poți bronza uniform. Uh-huh. Nu? Așa este, am dreptate. Da. Ai văzut că la cel orizontal, pe fund, mai rămâne Sigur. O linie, nu te bronzezi uniform, că na, stai pe spate, deci este un plus, este al, un plus da. Al acestui aparat. Bronzăm foarte bine zona axilei, brațele. Deci totul perfect. Totul o să avem perfect. Vara aceasta un bronz de calitate. De calitate. Ok. Mai zi-mă dată, astăzi câte minute mă sfătuiești tu să fac? 10. 10, cam așa? Sigur. Să fac 10, eu zic că sunt suficiente. Da? Haideți să le mai zicem o dată telespectatoarelor unde pot găsi acest aparat de solar și evident pe voi. Pe noi ne găsiți pe calea Dorobanților numărul 51, Salon Terra Beauty. Bun. Deci aici aveți voi de venit. Îți mulțumesc tare mult pentru informațiile utile pe care mi le-ai dat astăzi. Iată, este bine să ne bronzăm, dar trebuie să și știm să ne și protejăm. Ați văzut, nu trebuie să intrăm machiate, eu o să mă demachiez imediat, nu trebuie să intrăm cu bijuterii, trebuie să ne acoperim eventuale alunițe și niciodată nu trebuie să exagerăm. Nici prea puțin, dar nici prea mult. Da? Oricum, trebuie precizat că cele care o să vină aici o să beneficieze și de asistență voastră și voi o să le îndrumați corespunzător, adică o să le ghidați. Cu siguranță. Da? În funcție de tipul de piele. Perfect. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Îmi cer scuze acum că trebuie Brânzare să plăcută. Te pot afară, dar trebuie să mă simt bine și să intru în aparatul de bronzare. Vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi și sper să aveți vara aceasta un bronz cât mai ciocolatiu și cât mai frumos. Pe curând! Bine ați venit la Megasun! Vă dorim bronzare plăcută! Sistemul acesta se poate deselecta în meniul Voice prin utilizarea tastelor minus.